Bună dimineața! Ce pregătești, tata, acolo? Doamne ferește, astăzi am să prepar cele mai bune fursecuri care există în lumea asta. Bulgăraș duș, bulgăraș de zăpadă, spuneți-le cum vreți voi. Dar sunt atât de bune, atât de simple, atât de ieftine și atât de naturale, încât nu se poate. Se prepară practic în, să zic, într-un sfert de oră. Aveți un platou plin cu fursecuri. Aveți nevoie doar de 350 de grame de făină, 250 de grame de unt, mai aveți nevoie de 100 de grame de zahăr pudră și 125 de grame de migdale sau puteți folosi nuci sau pur și simplu le lăsați simple. Adăugați un pic de aromă de vanilie sau un pic de aromă de rom, așa cum dumneavoastră preferați. Frământați ușor aluatul, formați niște bulgărași, băgați-i la cuptor la 170 de grade Celsius, lăsați-i 15 minute în cuptor, pudrați-i cu zahăr și aveți cele mai delicioase fursecuri care le puteți pune pe masă, bineînțeles la masa de Crăciun și nu numai. Cam atât, este cea mai simplă rețetă pe care am făcut-o în viața mea de dulce.